Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod, de fapt la o nouă serie pe canal. Suntem în Kaiserreich Edition și jucăm cu Imperiul German, oameni buni. Jucăm pe dificultatea regular, cum v-am obișnuit. Și da, am o idee de campanie, probabil să joci cu Imperiul German este cel mai greu. Clar, e cel mai greu. Așa, și avem aici o grămadă de unități pe care trebuie să le modificăm. Câte sunt? 73 de unități? No, bun. E bine într-un fel, dar... oricum nu am echipament. Hai să le schimbăm, știi? Dăm pe cavalerie. Ce-ți dă aici? Bam. Bam, de ce nu? Bam. Bam, bam. 78, măcar să le aducă la 80. Cred că se poate. E realizabil. Bun. State of Economy. Începem cu o fabrică de civilian. Două și aici. Numai military factories. De asta de început. După aia. Ce avem aici? Ăștia. Well, vreau să vă antrenați. Nu știu pe unde, dar... Fuel, n-am fuel. Asta e. Bun. Cui să vă dau eu? Vă dau... Nu prea merge. Runșteț sau ăsta? Nici nu știu, sincer. Vă trimit aici, pe frontul polonez. Da. Și nu pot să dau remove la niciunul. Păcat. Asta ar fi cel mai ieftin. Mai am nevoie de încă 80. Și aici nu e maxim. Ok, nu contează. Zice că mai vrea ceva. Păi da. A, bine. Mai construiesc eu ceva. Ca research avem industrie, avem asta și mai avem asta. Ceva clasic. A, da, și convoaie, să nu uităm. Iar aici la closer support avem așa, avem una asta, una asta, una asta, camioane, light tank, heavy tank, mai agresiv, fighter, closer support, tactical bomber și naval bomber. Și aici convoaie cu de toate. Gata, we good to go. Ăștia acum se vor antrena, că e nevoie. Tank stand de la cine se iau? Aș vrea să iau de la cineva mai apropiat, dar nu prea pot. Hai cu rușii prima dată. Facem trade cu rușii. Așa. Infrastructură. Bun. Dar nu mai am 80 aici pe nicăieri. Asta e cam trist. Bun. Le pun aici. Din prima. Ce mai vrei să mai fac? Oricum sunt degeaba astea. Crede-mă că sunt degeaba. Bine, mai construiește două pe aici. Deși n-ai infrastructură, dar e ok. Bun, hai să vedem aici. Army XP crește cu 0.028. Ok. Las așa. Middle Africa. Și a venit Marea Tâmpenie. Mergem așa pe calea asta deocamdată.
We have bigger issues. Uuuu, stai puțin, stai puțin. Sună alarma, what the fuck? Ce m-am speriat? Save it, it's a matter of... Da, bine. Do nothing. Guarantee the holdings of private individuals. Wow, wow, wow. Și avem un război civil în Rusia. Păi, sincer, nu prea contează cine câștigă în Rusia, decât poate să piardă. Bun, hai că avem și... Wow, wow, easy there. Damn him, chiar că... De ce ți încoace că o să fie nevoie de voi? Only cover, nu știu ce. Da. În regulă. Bailout. Hai și pasta, le facem în paralel. Și cum zic? În paralel. Ease up conscription. Nu, nu vreau să fac chestia asta, ar fi cea mai mare greșeală. Tel Polish Holdings. Watch them. Chiar că watch them. Ah, ce greu se întâmplă. Prea greu. De-aia așa mergi la toată flotila asta. Trebuie să jucăm tare. Chiar că what is this nonsense? Se descurcă, mă. Manpower la greu. Haide. Bun. 61 divizii coming in. Bun. Bun, bun, bun. Avem un research slot. Interesant, nu zic nu. Hai, o facem pe asta așa mișto. Ok, ar trebui să fie gata. În curând. Da, nu-i rău, nu-i rău. Foarte mișto. Jail the leaders. Așa. Has been allowed to operate. Wow. Da, da, da. Bun. I-am pe ăștia 17. Îi punem separat aici. Ceva de genul ăsta. Chiar nu contează. Stai, stai, stai. Lasă-i și pe ăștia să se antreneze. Și cam ăsta a fost echipamentul, să înțeleg, nu? Eh, oricum nu contează. Approve the motion. În regulă. Ce mai poți să mai faci? Group steel aici. 5%. Nu e rău. Și asta e bună. Într-un fel. Stai, research speed. Infantry equipment. Breakthrough hard attack. Ok, hai pe asta, Moser. Așa, bun.
Rhineland. Cum se face că... Mă, toți trebuie să fie. Toți, 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 fără treabă. Is up conscription. Nu. Denied. Georgia, nu. Oh my God. Ia, pe aici pot să mai fac ceva? Da. Overseas garrison. Interesant. E o idee. Este o idee. Știu că stăm mobil cu echipamentul. Oh, nu. Finlanda, please. Ce ai făcut, Finlanda? Ce ai făcut? Ți-ai bătut joc? Bun. Hai să umblăm puțin și la armată. Bun, ei pe ăștia 15. Da. Și mai ai pe ăștia 14. Deci 46 de unități vor fi suficiente? Eu zic că da. După aia îi împarți. 24 cu 24. Îi adaugi aici, la ăsta. Nu, no, la ăsta, așa. Și poți să le și schimbi. Da, nu. Nu-i bai. Mă, deci ăștia doi o să aparțină de Rundstedt, probabil. Așa. Și o să aibă un fallback line ceva de genul ăsta. Așa. Da? Ca să profităm de tot. Perfect. Da, mă, dar Ucraina tot cu noi este. Deci ce mai contează? Așa, în fine. Ăștia toți sunt aici. Eu aș vrea să am combustibil și să le aduc acasă. Idee. A new doctrine, the modern art of war. Da, ăsta e bun. Ok, bun. Voi deja puteți să fiți schimbați. Și cred că așa îi și lăsăm. Ca idee. Mai stăm cu logistica? Un picuț mai bine, nu? Așa, prima dată. Material designer, că e mai ieftin ăsta, nu? Lasă, mai bine așteaptă. Bun, hai și tu înapoi. A căsică. Fuck you, Finlanda. Da, nu-mi pasă de Haiti. Hai să fim serioși. Îi pasă de Haiti. Infantry equipment. Corect, corect. Deci am pe ăștia și ar trebui să meargă. Să nu-i bată. Manpower-ul crește. Ne recrutăm și noi oameni noi. Oh, this seems serious. Hai că da. Minciuni. Ok, avem civilie și avem 15-15 cu 15.
Lasă pe asta. Industria, așa mi-a plăcut întotdeauna să încep. Ukrainian state. Okidoki. În sfârșit, artilerie. Germans do not give. Hey. Negociem. Ia. Cum e asta? Oh, nu. Urât. N-a fost să fie. N-a fost să fie, voi frate. Ce să faci? Meanwhile, aici nu se întâmplă nimic. E bun. Unități noi. Ideea e că tu trebuie să le ai. Asta e important. Și trebuie să ai cam 90 de unități pe frontul de est. Prea multe fronturi. Contează și ce face România. Da, doar Bulgaria. În regulă. Avem și RXP. Ce-i drept? Ce-i drept? Da. Hai să ne oprim. Deocamdată e suficient cu aerul. Pentru că o să aleg un fighter mai bun în curând. Hai să le păstrăm, să fie fighter de level 2. Așa, hai că sunt destul de rapide astea. Ok, încă o chestie, ne-ar avantaja pe noi faptul ăsta, Kingdom of Spain sau Carlist, National Populist. Bă, voluntar n-are sens să trimit. Îți dau material support. $300 pe lună ar trebui să te ajute. Cât de cât. Squad Tactics? Nu. Astea le mai vreau. Și următorul. Industrie concentrată. Aici. Câte construim pe zi? 50 pe zi și artilerie 4 pe zi. Foarte oribil. N-am ce zice. Dar asta e. Ia, ease up conscription. O să mă bată la cap asta o grămadă, da? Ce mai contează? Nu renunț. Ok, aici marele război. Cum ar fi să câștige Bulgaria? Ar fi genial. Dar nu cred eu asta. Chiar nu cred. N-are cum. O să împingă la loc. Of, of, of. Rip Mackensen. Democracy organize the youth. Da, și asta e bună. 46 de divizii. Mă, ce-ai mă, Austria? Ești cu capul. Ce mai pot să mai iau pe aici? Uite și ăsta ar fi bun. În general, cam atât. Dar aerul, mamă ce urât. Bine, merg pe mâna resurselor.
Ok. Cât are asta? 60. Bun. Poate ar fi trebuit să mai așteptăm. Ah. Ok. Nu, lasă-l așa. Cred că de la manpower au ei probleme. E posibil. Artilerie mai bună? Recomplicat. Uite tancuri. Pe care, by the way, trebuie să le faci. Da, când ajungem de level 2 sau poate chiar level 3. Așa, iau și pasta. 41 Army XP. E bun, e bun, e bun. Chestii noi, am de-abia 60. Deci am zis că îmi trebuie 90 pe frontul ăsta. Insane. Voi cum mai arătați boșilor? Foarte rău, a? 185. Da, ne va ajuta un pic chestia asta. Și cu construitul. Și aici. Bun. Chromium. Hai că le iau la voi, că e mai aproape. Asta e interesant. Division speed. Dar de ce nu mă lasă cu asta? Stabilitate. Who cares, gen? S-a schimbat total decizia. Așa. Păi, aici la industrie. Production efficiency cap. Ia, industrial civilian. Da, vreau aia. E bună. E foarte bună. Tu nu ești în război. 31, let's go. Ce nu am făcut? Ha. Ai ce? Avion? La cine aibă trebuie avion? N-are sens. O mai facem și pe asta. Avem multe probleme. Dar ia uite cum crește manpower-ul. Altceva? Boom! Îmi cam convine. Așa. New weapons. Deci să ne ocupăm de prea multe chestii în același timp. Mult prea multe chestii. Bă, da, Belgia. Oh my god, e și asta în clică. Poate e mai bine într-un fel. Mamă, dita mai facțiunea, bro. Dita mai facțiunea. Wow. Cum să mai reacționăm? N-avem șanse. Dar pentru cine va trebui Chromium asta, nu înțeleg eu. Marele război. Ok, material designer. Încă nu, încă nu. Stai, stai potolit. Da, sounds like a good deal. 400 de mii, let's go.
Vin și ăștia în curând. Una nouă. E bine. E foarte bine. A, păi da, practic, nu mă ajută cu nimic astea. Sau hai că te ajută un pic. Un pic așa te ajută, te ajută, merge. 150. 63. Asta e într-un fel e mai bine. Material designer. Încă nu pot să umblu aici. Pare mie sau o cam luați. The black dossier. We will help them. Yay. Bag piciorul. Nu știu de ce am făcut asta, dar mă rog. Lithuanian police. Ok, ăsta-l vreau. E la fix. Next. Alte războaie relevante. Ce drăguț. Și aici e așa. 17. Și cu 12 ai 30. Bun. L-ai pe nenea asta care o să vină ceva de genul ăsta până aici. 30. A? Ajunge? Nu cred că ajunge. Hai mă, hai. Să zicem. 30 de unități. Un pic am overkill, dar ce să și faci. Template-ul vreau să-l schimb. Clar. Și umblăm și la aia acum. Și totul va fi bine, nu? Hai că va fi bine dacă e. Ok, a început războiul. Improve relations. Păi și nu vrei? Nu vrei chestii? Bine, nu-ți dau chestii atunci. Vă rog, rămâneți într-un război civil permanent. Please. Așa, aici trebuie să le luăm. Că sunt bune. Trei, șase de unități, tot nu e suficient. Ia, Spahapanzer. Light tank de nivelul 2. What the fuck? Măcar bate-i pe ăștia, nu știu. Veneția. I-a rupt în două. Sau poate au noroc, nu știu. Maybe. Fantastic, fantastic. Ok. Construiește fabrici militare aici și aici. Aia fac niște fabrici civile și Doamne ajută. Că suntem un pic cam în urmă. Un picuț mai mult. Nici vreau să mă uit la... Ai de capul. E oribil. Artillery research. Măcar primim political power. Mai mereu. Așa. Ce mai am eu pe aici? Mai am păști. Păști ai mai am. Improved heavy cruiser. Ok. Asta adu-l încoa acasă. Cu navy-ul la faci legea.
War propaganda leading industrial electronics railway minus 5% și conscriptions. Da. Ar trebui să fie mai ok acum. Nu? 74. Păi, parcă era altfel, nu știu, nu mai țin minte. Apar. Nu știu dacă ne ajutăm. Hello. Bun. Mai adu una, mai adu două aici. Bineînțeles, fighter. Bineînțeles, close air support. Bineînțeles, naval bomber. Bineînțeles, camion. Nu, tren. Suport equipment. Artilerie, îmi place mai mult. E nevoie de multe chestii. 1, 2, 6, asta e înainte, n-are treabă. Ăsta, slab, ăsta, slab, ăsta. Bă, dar ce normă e? Cu toate, gen, cu toate. Mai aici 37. Hai să le separăm. Shanghai. Douăzeci patru. Și așa. Bun, încă 30 aici. Echei nenea asta. Bun, pe frontul de est cine va fi? E mărștin ăsta? Sau cineva cu artilerie? Cred că mergem așa. A, dar stai mă că le pun cu... Da, mă, da. Relax, relax, relax. Da, le pun cu Field Marshal-ul. Corect, am uitat de chestia asta. Le schimb și pe astea. Și sunt Gucci. Chiar dacă o să fie insane acolo. Nu-i bai. Am mai rămas asta. Câțiva oameni. Niciodată nu poți avea suficienți. Asta e clar. Eu, ce s-a întâmplat aici? Ai declarat și tu război sau ce? Stai acolo cu minte. Mamă, cum zboară manpower-ul. Sure, we can help our little ally. Ce drăguț din partea ta? Bă, nu vreau să câștigi ăștia. Carly, știi să descurcă oare cât de cât? Nu prea îmi dau seama. Sper doar să pierdă ăștia. După aia nu mai contează. Deci toată flota asta pe care o ai, o păstrezi. Nu te grăbi cu ea. Sunt un pic în față cu ăștia. Doar un pic. Ia. Pot să iau ceva de aici? Aparent nu. Okidoki. Așa. O să fac câteva scheme, dar nu. Nu e neapărat necesar. Splendid, wow, te bucur la Haiti, în poii mei. Așa știi că o duce prost Germania.
Stabilitate minus 20%, vai de capul nostru. Ia, ce-ți lipsește? Zece unități aici. Abia pot să acopăr locul ăsta, deci na, nu prea merge. Dar, curând. Serbia arată puțin diferit. Hai mă, mai terminăm și noi cu astea. 1937 deja. Damn, son. M-am grăbit un pic. Hai, ultimul focus să-i după ăsta și gata. Momentan. Și următorul ar fi ăsta. Și mai multă stabilitate. Yay. Hai și tu. Mă rog, faceți cum considerați voi. Nu mă impasă prea mult. Așa. Bun. Antrenați-vă că e jale. Manpower-ul în continuare oribil. Propaganda. Mai să fie. A naiba propaganda. Ia că s-a făcut research, nu? 091. E, asta înseamnă că n-ar fi chiar atât de rău. Da. Hai așa. Logistică. Nici nu știu ce să mai adaug. Mi se pare că suntem în urmă rău. Cu tot. Ăștia lasă-i așa. Că ar trebui să reziste. Cât de cât. Deci ai 50 pe aici. Cu... Bă, ai multe unități. Ce să mai... Ai neașteptat de multe unități. Dar trebuie. Ok, material designer. Păi era ăla cu breakthrough și cu ăsta, hard attack. Bun, și acum centralizare, nu. Ăsta l-aleg, dar ne oprim aici, fraților. Nu uitați like, comment, share, subscribe. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!